Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Săgetător. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Săgetător, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal, cât și pentru cei care aveți în viața voastră o persoană din Zodia Săgetător și sunteți curioși ce se întâmplă cu această persoană în luna august, hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. În primul rând aici pe partea de dragoste, săgetătorii o să aibă parte de niște probleme, de niște impedimente peste care trebuie să treacă în această lună. Și cheia succesului în relațiile voastre de dragoste în luna august este vigilența, este prevenția apariției problemelor. Dacă nu sunteți atenți la nevoile partenerului sau partenerei voastre, dacă nu sunteți atenți la nevoile voastre emoționale, fizice, de siguranță, de confort și lăsați ca gluma să se îngroașe, ei, când o să explodeze problema, o să fie deja prea târziu. Hai să clarificăm acest 7 de bâte pentru situația de dragoste a săgetătorilor în luna august. Totul se rezumă la alegerile pe care săgetătorii le fac în această lună. Alegeri între relația de cuplu și ce se întâmplă la locul de muncă. Pentru o parte dintre săgetători, pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă de lungă durată, aici e foarte, foarte posibil ca nevoile de la locul de muncă, din cariera sau din studiile celor doi parteneri să interfereze. Și e foarte posibil ca unul dintre cei doi parteneri să fie nevoit să își asume acest rol de cavaler de monede, să asigure stabilitatea financiară a cuplului, în timp ce celălalt partener o ia de la capăt, o ia de la zero, într-un nou domeniu, într-un nou job, într-o nouă carieră. Și aceste stresuri financiare să fie cele care aduc aceste probleme, să spunem, în viața voastră de cuplu. Pentru cei singuri, aici trebuie să fiți foarte atenți de ce sunteți în situația asta. Poate că vă doriți să fiți singuri, poate nici măcar nu căutați o relație, în cazul ăsta pentru voi e clar, dar pentru cei care vă doriți foarte mult să fiți într-un cuplu, vă doriți foarte mult să fiți într-o relație și nu înțelegeți de ce nu reușiți să aveți o relație stabilă, aici uitați-vă la zona din viața voastră în care voi depuneți foarte mult efort. Acolo unde îți canalizezi toate eforturile, toate dorințele, tot timpul și toată atenția, acolo vei vedea și rezultate. Ori pentru tine aici, tot efortul este canalizat pe monede, pe partea financiară, pe partea materială, nu atât de mult pe partea emoțională. Aici, în relația ta, în viața ta, dacă ești singur, lipsește focul, lipsește pasiunea. E posibil în luna august să întâlnești pe cineva din Zodia Gemeni, pe cineva care te completează, dar mare atenție aici, iarăși, la partea asta de job, de carieră, pentru că dacă amândoi sunteți foarte canalizați pe job, nu o să aveți timp unul pentru celălalt. Și lucrurile acestea, prioritățile acestea trebuie discutate neapărat, trebuie puse lucrurile, toate cărțile puse pe masă și discutat foarte clar ce îți dorești, ce îți dorești tu, ce își dorește celălalt. Care sunt așteptările tale? Care sunt așteptările celuilalt? Nu zic că toată atenția asta pe carieră e neapărat greșită. Nu, dimpotrivă, s-ar putea să îți găsești un partener care e pe aceeași lungime de undă cu tine, dar aici trebuie neapărat să ai aceste discuții și să fiți foarte clari în ce vă doriți fiecare dintre voi. Pentru că altfel riscați să vă creați așteptări nerealiste, și atunci, într-adevăr, o să vă luptați cu morile de vânt. E foarte mult potențial pozitiv aici, pe partea amoroasă pentru săgetători, dar e și mult de lucru.
Și la urma urmei totul se rezumă la această carte, la alegerile pe care le faci, la zonele din viața ta în care vrei să depui atât de mult efort. Mai departe, în privința sănătății, pentru săgetători avem aici o arcană majoră foarte frumoasă, Marea Preoteasă, combinată cu energia de 2 de monede. Iarăși, aceeași tematică se repetă din zona de dragoste. E vorba de echilibru. Vedeți aici, această Mare Preoteasă jonglează cu două lucruri, cu două elemente ale vieții sale și problemele de sănătate văd că vin tocmai din această lipsă de echilibru. Și cu cât o să te încăpățânezi mai mult să continui să jonglezi cu viața privată și viața profesională, cu viciile tale, cu tratamentele pe care trebuie să le iei ca să ții sub control sănătatea, cu cât jonglezi mai mult cu aceste lucruri și nu le iei în serios și nu pui niște bariere clare, niște limite clare, cu atât o să-ți fie mai greu. Lucrurile nu o să se îmbunătățească decât dacă alegi aici conștient să faci o schimbare. Și știu că este greu, dar îți propun următorul exercițiu de imaginație. Fă un pas în spate. Detașează-te complet de situație. Imaginează-ți că ești un observator imparțial. Imaginează-ți că ești la cinema și pe ecran se derulează filmul vieții tale. Tu, ca un observator din exterior, unde vezi punctele problematice în viața acestei persoane pe care o vezi acum pe ecran? Fă acest exercițiu de imaginație și îți garantez că o să vezi sursa problemelor tale. Și odată ce identifici sursa, dacă reușești să o elimini, vei elimina și problema. Hai să clarificăm pentru partea de sănătate, pentru nativii din săgetător. Interesant, avem aici două cărți de bâte și o arcană majoră. În primul rând, cavalerul de bâte ne arată că ai foarte mari șanse de succes. Poți să obții ceea ce îți dorești pe partea de sănătate. Judecata ne arată că universul îți mai acordă încă o șansă să repari punctele problematice din sănătatea ta înainte să fie prea târziu. Și cu treiul de bâte vedem că această problemă de sănătate de care te lovești acum a mai apărut în viața ta și în trecut, doar că atunci nu ai tratat-o corespunzător, dar acum, fiind la o vârstă mai înaintată, pentru că a trecut ceva timp și ai mai acumulat experiență de viață, ar trebui să te folosești de această înțelepciune suplimentară pe care ai acumulat-o ca să faci deciziile corecte pentru tine. Pentru cei care urmați deja un tratament, o dietă, pentru cei care v-ați schimbat deja stilul de viață, treiul de bâte ne arată că în luna august încep să se vadă rezultatele efortului vostru. Pentru cei care ați tot amânat momentul decisiv al schimbării, vedem că în luna august vi se mai dă o șansă de la univers să faceți ceea ce știți deja că este necesar pentru sănătatea voastră. Nu ratați această șansă, pentru că dacă o mai lungiți mult, o să ajungeți la momentul de turn, la momentul inevitabil în care nu mai este în mâinile voastre să faceți schimbarea, ci o să fiți obligați de destin să faceți schimbările necesare. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, avem aici o arcană majoră absolut superbă. Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Pentru acei săgetători care au anumite plasamente planetare în vărsător sau pentru cei care aveți pe cineva în viața voastră profesională din zodia vărsător, aici se întrevăd niște lucruri absolut superbe în cariera voastră, pentru că această carte vă îndeamnă să visați, să fiți creativi, să fiți originali, să țintiți luna, pentru că și dacă o să ratați, o să ajungeți între stele. Pe partea profesională trebuie să aveți încredere că lucrurile o să iasă așa cum trebuie pentru voi. Și o să vedeți că în luna august o să vi se pună în față pe tavă niște oferte, niște momente în care puteți să luați anumite decizii care să vă schimbe radical cursul destinului profesional. Și cu șaptele de monede văd că lucrurile s-ar putea să dureze ceva până când o să se materializeze. Dar aici, în luna august, sădiți sămânța, grăuntele din care o să răsară cariera pe care voi o visați.
afacerea pe care voi o doriți, stabilitatea financiară mult așteptată. Hai să clarificăm partea de finanțe, carieră, bani și afaceri pentru săgetători. Cu 8-ul de monede, vedem că o să fie mult de lucru. Nu vă mint, o să aveți multe de învățat, trebuie să evoluați foarte mult, să vă creșteți competențele, cunoștințele, dar se merită, pentru că uitați aici, cu 10 de monede, vedem că ceea ce începeți acum în luna august o să vă aducă stabilitate financiară pe termen lung. Pentru cei tineri, pentru cei care acum vă gândiți ce traiectorie să urmați în cariera voastră, 10 de monede vă îndeamnă să analizați foarte serios posibilitatea de a urma în carieră pe traiectoria uneia dintre părinți sau pe traiectoria cuiva din familia voastră. Pentru că aici s-ar putea să fie norocul vostru, s-ar putea să puteți moșteni o afacere, să aveți un punct de plecare pe baza căruia să construiți mai multă stabilitate financiară. Pentru cei care vreți să vă porniți o afacere, încercați aici să cereți ajutorul familiei, pentru că e foarte posibil ca din zona asta să vă vină un ajutor material. Regina de Bâte ne arată că în luna august o să fiți foarte carismatici. Și pentru acei săgetători care trebuie să țină niște discursuri, niște prelegeri, pentru cei care vreți să publicați ceva în mediu online, pentru cei care aveți de lucru cu publicul sau vreți să obțineți ceva de la cineva, aici luna august este momentul ideal să faceți aceste lucruri, fiindcă o să aveți foarte multă carismă și o să atrageți oamenii în viața voastră, o să atrageți norocul în viața voastră, o să fiți magnetici și oamenii o să-și dorească să vă ofere tot ceea ce voi le cereți. Per total e o lună interesantă pentru săgetători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las și cu un gând frumos, un mesaj de la aceste cărți, Oracol Puterea Gândului, o mantră pentru săgetători pentru luna august. Hai să vedem, mesajul pentru săgetători este următorul. Îmi exprim creativitatea. Talentele și abilitățile mele creative și unice curg prin mine și sunt exprimate în moduri profunde și mulțumitoare. Creativitatea mea este mereu solicitată. Un mesaj foarte frumos care vă aduce aminte să vă bazați pe aturile voastre, pe talentele voastre native, pentru că acestea sunt darurile care divinitatea v-a înzestrat și sunt lucrurile care vă fac unici. Sunt lucrurile care vă scot în evidență față de restul de 6 miliarde de oameni de pe această planetă. Sper că v-a plăcut această etalare. Nu uitați de interpretările zilnice care le-am pregătit pentru voi. Sunt niște etalări de tarot foarte scurte, de 1-2 minute, așa o etalare fulger ca să vă dau niște informații suplimentare și să vă puteți pregăti din timp pentru ziua care urmează. Și de asemenea vă recomand să mergeți pe canalul meu de YouTube unde v-am pregătit o grămadă de surprize foarte plăcute. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, nu vreau să stric surpriza, dar sunt sigură că o să vă placă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!